Astăzi vă arăt cum puteți instala aplicații și jocuri Android pe orice versiune de Windows, nu doar pe Windows 11. Pentru acest lucru, veți avea nevoie de Nox Player și de virtualizare activată în BIOS. Ca să vedeți dacă virtualizarea este activată, dați click dreapta pe taskbar, apoi mergeți în Task Manager, la Performance și aici dacă apare Virtualization Enabled, înseamnă că este activată și puteți trece la pasul următor. Dacă nu este activată, trebuie să mergeți în BIOS, să căutați setarea legată de virtualizare și să o activați. Apoi, ca să descărcați NoxPlayer, mergeți în browser și scrieți NoxPlayer la căutare, mergeți pe primul rezultat și apoi pe download. După ce s-a descărcat, dăm dublu click ca să l rulăm. Este user account control. Și aici va trebui să fiți un pic atenți. Nox Player are și câteva oferte cu care vine. Dacă o să dăm click pe install o să vedeți că ne spune să mai instalăm două chestii. Endpoint Protection Lead nu mă interesează, nu o să o instalez și Opera iarăși nu mă interesează, nu o să o instalez. După care se va instala fără probleme. Instalarea durează un minut, două în funcție de cât de rapid este PC-ul vostru. La mine a durat cam un minut. Ca să-l deschideți, dați click pe Start și începe să se inițializeze emulatorul. Imediat ce l-am lansat ne pune să ne logăm cu contul de Google. Și după ce s-a adăugat contul de Google, puteți instala aplicații din Play Store, pur și simplu mergeți aici și faceți o căutare și vezi că ne apare o reclamă la TikTok. Dacă o să dăm click, o să ne ducă în Google Play Store și dacă o să dăm install, se va instala TikTok.